Potrivit unui proiect publicat pe site-ul Ministerului Educației, începând de luna viitoare se vor desfășura înscrierile copiilor în învățământul primar. Depunerea și validarea cererilor tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școală se vor face între 16 februarie și 6 martie 2015, prevede proiectul. În data de 9 martie va avea loc procesarea de către Comisia Națională de Înscriere a Copiilor în Învățământul Primar a cererilor tip cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripția copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea tip. Între 10-12 martie se va face procesarea la nivelul unităților de învățământ pe baza informațiilor din cererile tip de înscriere și din documentele depuse de părinți a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție pe locurile rămase libere. Tot în aceeași perioadă se vor admite sau respinge cererile la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către Consiliul de Administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază. În 13 martie se va face procesarea de către Comisia Națională a cererilor tip de înscriere cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât școala de circumscripție, dar au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție. În zilele de 13-14 martie se vor afișa în unitățile de învățământ și pe site-ul Inspectoratului Școlar și al unităților de învățământ candidații înmatriculați, numărul de locuri rămase libere și listei copiilor neînscriși după prima etapă. A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare începe pe 16 martie prin afișarea la unitățile de învățământ și pe site-ul Inspectoratului a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile elaborată de Inspectoratul Școlar.